Anul 2020 înseamnă adaptabilitate inclusiv în ceea ce privește pactul pentru muncă, pentru că trebuie să știți că această serie de conferințe, noi am început-o alături de Federația Patronatelor pentru Petrol și Gaze în anul 2019, când vorbeam de un deficit al forței de muncă, iar astăzi, în 2020, vorbim de un excedent al forței de muncă. Dacă în anul precedent, în 2019, am avut alături de noi peste 50.000 de oameni care ni s-au alăturat, fie fizic, fie pe platformele de socializare, anul acesta, iată, așa cum vedeți și dumneavoastră, suntem constrânși de realitățile atât sociale cât și economice să ne adaptăm. Practic, conferințele noastre s-au mutat aproape în totalitate în mediul online și astfel încercăm să interacționăm cu toți antreprenorii din România, dar nu numai, cu mediul universitar, cu autorități locale și centrale, așa cum spunea și Adrian Mănuțiu, care a fost moderatorul nostru preferat timp de 2 ani de zile și pot să spun că a făcut o treabă extraordinară și îi mulțumesc și în continuare pot să vă spun că este mâna mea dreaptă și alături de el și de Federația Patronatelor pentru Petrol și Gaze, Concordia și astăzi în premieră la Constanța pentru noi, inițiatorii acestor evenimente, Pactul pentru Muncă, ni s-a alăturat domnul președinte Florin Gianu, președintele Consiliului Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, dar nu numai atât. Ce vreau să vă spun este simplu, pentru că pe parcursul acestei zile eu voi mai avea o intervenție alături de Daniel Apostol la finalul acestui eveniment. Am să vă spun doar atât, că peste 100 de antreprenori, începând cu anul 2019, n-au sesizat în cadrul conferințelor Pactul pentru Muncă problemele cu care ei se confruntă. Sunt bucuroasă că această dezbatere de astăzi a fost începută de către premierul Ludovic Orban, pentru că pentru prima dată pe parcursul acestor 2 ani avem și o mărturisire. Așa cum ați auzit din discursul premierului, practic, noi am tot militat pentru echilibrarea și regândirea sistemului educațional în concordanță cu necesitățile economiei românești. Astăzi, prin declarația premierului, am conștientizat încă o dată că ceea ce noi, antreprenorii, patronatele, sindicatele și toți cei care ne-au fost alături în cadrul acestor conferințe Pactul pentru Muncă, este o problemă reală. Reală, care a fost ignorată până acum și pe care trebuie să o corectăm și pe care o putem corecta doar împreună cu mediul guvernamental. De fapt, acesta este rolul organizațiilor patronale, să sesizeze derapajele, inclusiv cele sociale, economice, politice și împreună cu mediul guvernamental să încerce să găsească calea corectă de construcție, pentru că în final ceea ce facem noi și ceea ce face guvernul nu reprezintă decât un obiectiv comun, și anume acela de a proteja oamenii, românii, cei pe care noi i-am numit în cadrul conferințelor Pactul pentru Muncă, cea mai importantă resursă umană a României. Pentru că tot vorbeam de date, am să vă spun că, într-adevăr, pe lângă sutele de antreprenori cu care am dezbătut problemele legate de piața muncii, pot să vă mai spun că am conștientizat că România mai are câteva probleme. Și anume, numărul școlarilor din România, începând din anul 1990 și până în prezent, a scăzut cu peste 1.500.000. Lucrul acesta denotă faptul că vorbim de o rată a natalității scăzută în România și că aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru orice guvern, pentru a reduce decalajul dintre generații, la fel cum milităm și pentru reducerea decalajului dintre mediul urban și mediul rural și mai mult decât atât între mediul universitar și cel profesional. Este clar că avem nevoie de o strategie, cel puțin pe termen mediu, având ca prioritate aceste obiective și dacă la finalul acestor evenimente pe care noi astăzi le vom încheia aici la Constanța, în urma acestor dezbateri se va întocmi un plan de măsuri, să-i spunem așa, pe care îl vom înainta guvernului. Dacă dintre măsurile identificate de noi vor fi adoptate măcar 3 măsuri, eu cred că rolul acestor dezbateri a fost unul pozitiv încheiat cu succes. Povesteam puțin mai devreme într-un interviu că tot ceea ce îmi doresc este să nu-mi pierd timpul în construcții care nu au un rezultat fructuos.
Ceea ce noi am reușit încă din anul 2019 a fost un prim pas prin semnarea memorandumului cu Ministerul Educației și Cercetării, memorandum pe care noi l-am numit Pactul pentru Educația Antreprenorială, semnat de către CONAF și FPPG și invit pe această cale și celelalte organizații patronale să ni se alăture, pentru introducerea orelor de antreprenoriat ca și materie opțională încă din mediul școlar gimnazial. Se poate atâta timp cât există dovadă de unitate patronală, socială, dar și economică. Dovada că se poate este chiar astăzi, se întâmplă chiar aici astăzi la Constanța, pentru că încă un element care denotă lucrul acesta este faptul că astăzi sunt în sală, aici în aer liber de fapt, 5 organizații patronale care reprezintă mai mult de 1 milion de angajați în România.